ziua, dragă! Industrializarea țării se începe de la școlile profesioniste. Noi trebuie să începem a produce sudori, croitoriese, lemnari, electricieni și specialiști de alte profesii. La noi astăzi a fost omorât în țară sistemul de învățământ profesionist, dar ei spun că noi avem mii de muncitori. Noi nu avem astăzi muncitori calificați. Noi avem oameni chinuiți care din învățător au devenit constructor, din doctor au devenit lemnar. De asta industrializarea țării poate fi atunci când prima. Reanimăm școlile profesioniste. Doi, noi am avut o lege foarte bună, trebuie să recunosc, pe timpul guvernului comunist, când era taxa zero pentru reinvestire. Omul dacă câștiga un ban și investea în continuare în afaceri, taxa era zero. Și atunci economia Republicii Moldova a primit 10 de milioane de euro ca investiții într-un timp foarte scurt. Noi nu trebuie să ne rușinăm să luăm practicile bune care astăzi sunt în Uniunea Europeană, dar și să nu uităm de cele care au fost bune și din Uniunea Sovietică. Dacă noi avem astăzi o tehnologie care este bună pentru Moldova și ea a fost inventată în Emiratele Arabe Unite, în Dubai, păi noi trebuie să o luăm de la dânși. Dacă avem sistemul de sănătate bun în Germania, păi trebuie să-l copiem. Dacă sistemul de învățământ, unul din cele mai reușite, este în Finlanda, înseamnă că trebuie aprobat și realizat la noi în țară. Astăzi este unica soluție de a salva Republica Moldova și de a merge spre modernizare și dezvoltare. Dar nu înapoi sau să stăm pe loc stagnanță. Vă mulțumesc!